Încă un recurs la memorie care impune reconsiderarea personalităților muzicii românești de toate genurile prin prisma popularizării lor prin micul ecran. De altfel, generațiile următoare au avut în emisiunile concurs Floarea din grădină ori Steaua fără nume, porți deschise spre lansare și consacrare, parte din soliștii de astăzi datorându-și debutul televiziunii române.